reușit să reziliem contractul cu fostul constructor. Acum avem un nou constructor care lucrează la școală, efectiv de 3 luni de zile. Ne pare rău că la data asta, la jumătatea lunii septembrie, nu am reușit să o terminăm până pe 14, la începutul școlii. Dar în urma discuțiilor mele cu constructorul, cred că o să finalizăm nou corp de școală până la începutul lunii octombrie. Sigur, la începutul lunii octombrie copiii se vor muta în nou corp de școală. Ce cuprinde acest corp de școală? Acest corp de școală cuprinde o sală de clasă care nu aveam. Școala veche avea decât 4 săli de clasă și acum ne trebuiau 5. Toaletele sunt în interior, ați văzut dumneavoastră, avem și noi în sfârșit în anul 2020, nu mai avem toaletele în curte, avem toaletele în interior. Cred că la ora actuală nu avem... Avem condițiile unei școli de la oraș. Nu se mai pune problema în privința condițiilor de studiere a copiilor. În ce valoare a fost investiția și pe ce finanțare? Investiția inițială a fost de 700.000 de roni finanțată de Ministerul Dezvoltării. În urma ordonanței 114, dacă nu mă înșel eu, s-a suplimentat cu încă 300.000 de roni. Este undeva în jurul valorii de 1 milion de roni. Investiție suportată 700.000 de Ministerul Dezvoltării, 300.000 de Consiliul Local Seimeni. Domnule primar, la ultima noastră vizită aici, în spatele nostru, nu se afla nimic. Acum vedem o frumoasă clădire. Spuneți-ne despre ce este vorba. Da, după 4 ani de muncă nevăzută, deja a început să vadă și roadele muncii noastre. În spatele nostru se vede construcția noului centru medical. La ultima noastră vizită era un teren viran. Acum, în 3 luni de zile, sper, s-a ridicat. Cred că la sfârșitul lunii noiembrie putem să-l dăm în folosință și nou centru medical. Ce dotări va avea? Păi, în primul rând, jos va fi un dispensar medical, iar la etaj sper să avem și noi o farmacie, că nu avem, singura farmacie este la Cernavodă, și două cabinete, un cabinet pentru medicul, dacă o să primim un medic pentru școală, și un cabinet de stomatologie. Sper să fie gata până la sfârșitul noiembrie. Investiția este făcută pe ce fonduri și cam cât a fost? Da. Ca și la școală, investiția este făcută pe fonduri de la Ministerul Dezvoltării și fonduri de la Consiliul Local. Este o investiție de 1.200.000 de lei, 800.000 vin de la Ministerul Dezvoltării, diferența este cofinanțare de la Consiliul Local Seimeni.